Astăzi, nu doar o să vă arăt produse de machiaj, ci o să ne și jucăm cu ele, pentru că am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului, de când m-am apucat eu de YouTube, să mai fac tutoriale de make-up și cred că am făcut o singură dată un Get Ready With Me și ne-am machiat împreună acolo și cam atât. Deci, nu pot să zic și că n-am mai filmat eu daily vloguri, vă mai arătam că mă machiam și așa mai departe, dar nu am făcut propriu zis un tutorial, decât o dată cred că am făcut un machiaj pentru Back to School și atunci am primit și foarte multe încurajări să mai fac. Eu nu activez în domeniu, adică nu sunt make-up artist, știu doar să mă machiez pe mine și cam atât. Mă descurc să machiez și alte persoane, dar așa, ceva foarte subtil. Și astăzi vreau să facem un machiaj, așa cum cred că ați văzut deja din titlu, testând produse noi. Și când zic testând produse noi, mă refer la Farmacy, pentru că eu nu am avut tangențe până acum cu această firmă sau companie, nu știu cum să-i spun, și m-am decis eu să încerc și produsele ei. Acestei firme mă refer. De ce? Pentru că de-a lungul timpului am testat produse de la Avon, pot să zic că mi-a plăcut foarte mult, de la Oriflame, îmi plac multe dintre parfumuri și produse de make-up, dar cel puțin în ultima perioadă mi se pare că la ei au luat o razna cumva, prețurile și nu doar prețurile, ci și ideea asta că primești lucruri cadou și de fapt oricum le plătești, asta n-am înțeles niciodată, primești un rimel cadou, dar practic dai 6 lei pe el. Mă rog, nu intru în detalii, fiecare companie face ce știe, dar eu ca și client, dacă sunt nemulțumit, pot să caut în altă parte. Și de ceva timp, de câțiva ani, am tot auzit de Farmacy în sus și în jos, eu nu am treabă, nu sunt consultant sau ceva, mi-am luat ca o fată normală, pasionată de make-up, mi-am luat niște machiaje și văd că vine soarele la puternic. Mi-am luat pentru că în ultima perioadă mi s-au terminat foarte multe machiaje și multe dintre ele au expirat, trebuie să le dau deoparte și o să vă arăt și cu ce le înlocuiesc, practic. Și am mai dat și o comandă pe Notino. Mai întâi o să vă arăt toate produsele, după care vreau să facem un machiaj așa simplu, rapid, în care să testăm produsele, pentru că astăzi filmez și tot astăzi sper eu, să vedeți și clipul. Fața mea nu arată atât de bine în momentul de față, pentru că vine toamna și odată cu venirea toamnei, bineînțeles că mi ies fel și fel de burbunele, cred că vedeți acolo, am foarte multe coșulețe, roșeață hormonală și așa mai departe. Cel puțin pentru mine este normal, nu știu, acum la fiecare în parte. Și haideți să vă arăt ce am luat de pe Notino prima și prima dată. Aici am comanda și mi-a ajuns, cred că, alaltă ieri și am desfăcut-o deja. Bineînțeles că am recumpărat produsele mele preferate pe care le iau de pe Notino și mă refer aici la fondul de ten de la L'Oreal, True Match, mi se terminase. Nuanța este aceasta, pentru că tot primesc întrebări despre nuanță, eu vă scriu și în comentarii, dar zic să arăt și aici că e mai bine așa. Mi se potrivește foarte bine când iarna mi se pare că e puțin cam închis pentru mine, dar foarte, foarte puțin. În schimb, vara, când mă bronzez, nu și vara asta, că vara asta nu prea s-a întâmplat să mă bronzez, vara mi este foarte ok și bineînțeles mi-am mai cumpărat concealer-ul de la NYX, mereu uit cum se cheamă, Can't Stop, Won't Stop, mereu zic invers, sper că vedeți acolo, nu văd dacă pune focus, și aceasta este nuanța, este vanila și pe Notino îl găsesc la cel mai mic preț și ca să știți că este un dup foarte bun pentru Tarte Shape Tape. Mi-am recumpărat, ca să zic așa, apă micelară de la Delia, eu aveam pe, ups, tot pe aceasta de la Delia, doar că în varianta cu apă de trandafir sau ceva și are un preț extrem de bun. Deci apa asta a fost undeva la 17 lei, cam așa. Și de data asta mi-am luat-o cu ceai verde, extract de ceai verde. Îmi place foarte mult apa micelară de la Delia. Nu e la fel de bună ca cea de la Garnier, dar își face treaba. Și pentru că aveam nevoie urgentă de dischete, mi le-am luat pe acestea pe care le-am și testat aseară. Deci vă pot zice o părere sinceră despre ele. Sunt foarte subțiri, deci foarte, foarte subțiri. Sunt în acelea mici. Mie îmi plac din alea mari și sunt extrem de fine. Asta e lucru care mi-a plăcut cel mai mult, faptul că sunt foarte, foarte fine și îndepărtează foarte fain machiajul în timp ce parcă îți faci un masaj la ten. Și au fost 6 lei, destul de scumpicele pentru ceea ce fac ele și pentru câte sunt, pentru că sunt vreo 70. Și cam asta a fost comanda de la Notino. Haideți să trecem la Farmacy. Cam așa arată comanda de la Farmacy, eu zic că e destul de mare și vreau să spun că pe toată cutia asta am dat în jur de 200 de lei, dintre care 50 de lei a fost kitul pachet pe care îl primești atunci când îți faci cont la ei sau ceva așa și cam așa arată, o să vă arăt ce am în el imediat. Văd că aici scrie de ce Farmacy, cutia e foarte faină și am primit și multe produse cadou și kitul acesta pe care am dat 49,99 conține această cutie unde avem mai multe produse și pe care vi le arăt și un catalog din perioada iunie-septembrie. Parcă aici avem factura, ăsta este catalogul în caz că vă interesează, l-am răsfoit și eu puțin că ieri mi-a venit comanda. Aici mai avem ceva tot așa cu Farmacy,
Apoi mai avem niște pliante, apoi ghid de oportunități și aici ghidul culorilor. Foarte faine sunt și îmi plac tare mult. Și vă arăt și ce am primit cadou cu ocazia asta. Acesta a fost un cadou de la Dr. Tuna, un șampon revitalizant foarte mare. Sper eu să mă țină ceva timp și de asemenea sper să fie foarte bun. Nu știu, poate o să-l testăm într-un daily vlog. Chiar am deschis un daily vlog acum în timp ce vorbesc cu voi și poate o să-l testăm acolo împreună cu mai multe produse. Apoi, vă arăt mai întâi cadourile și după ce mi-am luat eu. Cred că am primit, da, am primit cadou o mascara, fix cum mi-am comandat și eu deja. Deci pe asta nu o deschid pentru că vreau să o fac cadou. Și ce am mai primit? Că știu că am mai primit un ruj, parcă, da. Deci dacă faceți 40 de puncte la prima comandă, primiți un ruj cadou și un rimel cadou, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Adică, efectiv, nu dai niciun ban și le-ai primit cadou. Și rujul acesta o să-l fac cadou pentru că nuanța mi se pare că e mai mult pentru o blondă. Ba nu, ăsta e rujul roșu. Nu, ăsta îl păstrez pentru mine, nu știu ce ziceam. Ăsta îmi place foarte mult, nu știu, poate îl testăm acum. Dar vedem, este un ruj așa roșu care duce puțin în burgundiu, nu văd nuanța, aceasta este, dacă pune focus, nu știu să zic. Dar da, îmi place. Ăsta arată foarte bine. Mă refeream la alt ruj ăsta care o să fie în pachet. Și asta am primit cadou. Deci astea două, dacă faceți comandă de 40 de puncte, le primiți cadou. Mi se pare foarte tare. Și să vă arăt ce mi-am luat eu. Mi-am luat prima și prima oară un burete. Ăsta a fost 19 lei parcă și pare așa foarte fluffy. Îmi place forma lui. Îl testăm imediat și vedem. Dacă nu-mi place, eu vă zic sincer. Mi-am luat mascara pentru că rimelul meu e pe terminate și nu mi-a plăcut foarte mult ăsta la Essence pe care l-am luat acum și vreau să-l testez pe acesta. Pe ăsta l-am primit cadou și pe ăsta mi l-am cumpărat și eu. Nu știu cum s-a nimerit dintre toate rimelurile care erau acolo. Nu m-am uitat să văd exact ce cadou îl primești. Apoi mi-am mai luat un blush pentru că paleta mea de blush-uri a expirat acum un an, doi sau ceva așa și na. Vă dați seama că trebuie schimbate. Mi-am luat o singură nuanță. Aceasta este foarte mic, nu știu dacă vă dați seama, abia pot să-l deschid. Și cam așa arată înăuntru, îl testăm imediat. Este ceva mai roz în realitate, dar nu cred că se vede acolo așa de bine. Fiind ambalajul și negru, cred că distorsionează puțin culorile la cameră. Mi-am mai luat un creion și îmi plac foarte mult ambalajele lor. Un creion alb. Pentru linia apei, sper că vedeți voi acolo. Eu având ochii mici, nu știu dacă știți, și focusul a dispărut. Nu știu dacă știți, dacă aplicați creion alb pe linia apei, dați senzația de ochi mai mare. Eu având ochișori foarte, foarte mici, am nevoie de astfel de artificii. Așadar, l-am luat pe ăsta pentru că mă țin de atât de mult timp să-mi iau unul. Și ăsta a fost, apropo, produsele sunt foarte ok ca și preț. Ăsta a fost, nu știu, undeva la, să zic, 12-13 lei, mascara tot așa vreo 19 lei, fardul acesta pentru pleoape până, pentru obraj până în 20 de lei, un creion de buze tot așa 13-14 lei cu o nuanță, de o nuanță foarte faină, este nuanța 203 în caz că vă interesează. O să-l testăm imediat pe buze și vă arăt acolo, n-are rost să facem swatch-uri. Cam așa arată, deci este un nude care duce în cafea cu lapte și mi-amintește de un creion de care mă tot întrebați voi anul trecut pe care l-aveam de la Catrice, se numea chiar așa, cafeule, adică cafea cu lapte, nu le-am eu cu franceza. Și ultimul lucru pe care l-am luat, ce a fost și cel mai scump, ca să zic așa, 76 de lei, dar sunt 4 produse aici. Este un set de 4 rujulețe pe care le-am luat mai mult, sinceră să fiu, nu le-am făcut swatch-uri, deci ca să știți, le-am luat mai mult pentru nuanțele acestea. Rujurile mele cam trebuiesc aruncate în mare majoritate pentru că au depășit termenul de valabilitate, ca să zic așa, cel puțin am 2 de la Maybelline care trebuie să zboare musai, dacă nu chiar mai mult la Boys & Berries și am nevoie de nude-uri. Roșul acesta cred că o să-l fac cadou pentru că l-am primit pe celălalt pe care vi l-am arătat, care e un pic mai burgundiu, mai în zona mea, plus că eu am deja un ruj roșu de la Maybelline, deci la ăsta nu o să-i facem swatch-uri, dacă să știți, aceasta e nuanța în caz că vă interesează. Sper eu din suflet să pună focus, deși nu știu cât vedeți, dar vă citesc, dacă nu. Este nuanța 12, dacă văd eu bine aici, din gama aceasta, pentru că e pe game la ei, din ce am văzut, VFX Elite, mă rog. Și pe asta o să-l fac cadou, văd că duci un pic mai în corai, mi se pare că ți-ar vedea foarte bine și pe mine, dar parcă mai bine pe o blondă și știu eu deja cui să-i fac cadou. Și practic o să rămân cu astea 3. Pe care abia aștept să le testez. Ăsta este un nude. Poate o să-l folosim astăzi, nu știu exact, dar dacă nu o să vă fac swatch-uri la toate pe mână. Și nuanțele astea două mi-au plăcut tare mult. Le-am văzut la Daniela Costeschi, cred că așa o cheamă fata aceea din Republica Moldova care
scrie poezii. La ea am văzut asta cu Pharmacy în ultima perioadă și i-am zis, haide să văd și eu ce-s cu produsele astea. Deci avem aici două nuanțe, un nude mai roziu și un nude mai... deci nu, un roz și un nude mai roziu și ăsta e nude nude. Deci avem două nuanțe de nude, unul mai roziu, unul mai maroniu și o nuanță frumoasă de roz. Poate testăm rozul ăla, că sunt foarte curioasă. Și practic 76 de lei să dai pe 4 rujuri, mi se pare un preț foarte bun, nu știu acum de voi. Deci 76 împărțit la 4 nu vine nici 20 de lei pe ruj. Wow, mi se pare foarte fain. Și acum haideți să intrăm în cutia aceasta, care se deschide foarte frumos, zice bine ai venit, te așteptăm. Este o cutie de carton foarte calitativă și aici avem mai multe produse pe care vreau să vi le arăt și multe dintre ele o să le testăm noi în vlog. În prima și prima oară avem acest gel despre care nu știam care e faza cu el, nu știam exact ce e și m-am informat și este un gel pentru masaj. Scrie aici, scrie și în engleză, de fapt scrie gel de masaj. Wow, e linka. M-am uitat ieri foarte în fugă când a venit curierul și nu am mai avut timp. Este un gel pentru făcut masaj, am înțeles că are mai multe proprietăți, mai multe plante prin el, nu știu, o să-l testăm noi. Eu îi fac foarte des masaje soțului și el mie, așa că o să fie benefic. Tot același șampon pe care l-am primit în variantă de 500 de mililitri, deci pe ăsta o să-l fac mai mult ca sigur cadou, pentru că, na, având unul, nu văd rostul de ce aș mai începe încă unul și vreau să-l fac neapărat cadou. Am primit o cremă de față și la fix, pentru că mi se termina. Aceasta este. Sper că pune focus acolo, nu știu să zic. Haideți că am dat mai aproape ca să mă asigur. Aceasta este crema, este cu ceai verde din câte am observat eu și sper să fie foarte bună, are 50 de ml, mie mi se pare un preț foarte bun și acesta este rujul pe care l-am primit cadou și aici, de practic până acum am primit două rujuri cadou, wow, cât de tare și pe asta ziceam eu că o să fac cadou pentru că mi se pare că e o nuanță care se potrivește foarte bine la blonde. Acesta este din altă gamă decât celelalte, deci ăsta ar trebui să fie ceva mai mat. După cum vedeți, este un duce ușor în tenta aia de mov și mie mi se pare că movul ăla merge foarte bine pe blonde, așa că o să îl dau cuiva cadou. Bineînțeles că am deja persoana în minte, eu mereu fac așa când nu am, că n-am lucru care nu mi se potrivesc, plus că îmi place ideea aceasta. Și am mai primit o pastă de dinți, un mini, așa. Chiar, nu știu dacă mă credeți, dar mi s-a terminat și pastea de dinți din baie. Chiar eram zilele trecute, că trebuie să mă duc să cumpăr pastă de dinți. Acum pot să mai lungesc puțin. Și 4 mostre de parfum. Mai erau încă 2 pentru bărbați, dar le-am dat deja soțului pentru că am desfăcut ieri rapid fugitiv. Am deschis fugitiv comanda și da, avem 4. Să știți că nu mă dă niciunul pe spate, nu mai știu care mi-a plăcut un pic mai mult, dar parfumurile mi se par mediocre comparând cu Oriflame-ul, de exemplu. Și cam astea au fost produsele, haideți să trecem la treabă. Mă duc să ud burețelul prima și prima oară ca să vedem care-i treaba cu el. Haideți că am fost să ud burețelul și efectiv e atât, atât de fin și s-a făcut atât de mare, deci ceva ce nu există, cam așa e. Deci e foarte mare comparativ cu palma mea, e mare, e gigantic, dar nu asta e problema, nu că nu e nicio problemă de fapt în el, e extrem de moale și îmi place asta foarte, foarte tare. Și haideți să ne prindem părul ca să fie treabă și să putem să ne machiem cum trebuie. Am aici clămița și prindem părul că e și foarte, foarte cald și dăm drumul la sfârșit. Mi-am adus și coroniță ca să-mi țină părul și vreau să vă zic că o să ne machiem doar cu produsele pe care nu le-ați mai văzut la mine, adică cele pe care le testăm. Celelalte le fac eu off camera ca să nu vă împui capul cu tot felul de discuții inutile și așa am emoții. Uneori mi-e greu să vorbesc și în același timp să mă și machiez și am aici oglinda, mi-am adus-o, ok, ciudat. Mi-am adus oglinda ca să mă mai uit din când în când, așadar dacă nu sunt foarte atentă la voi, îmi pare foarte rău, adică dacă nu mă uit direct la voi. O să începem prima oară și ce să vedeți cu concealerul pe care vi l-am arătat adinea ori. Eu îmi fac în general machiajul ochilor, nu știu de voi. Și o să încep prin a-mi face machiajul ochilor. Trebuie să recunosc că ultima perioadă mi-am făcut și machiajul feței prima oară dacă mă grăbeam. Și la ochi vreau să facem un machiaj foarte simplu, pentru că o să folosesc paleta de la Huda pe care ați mai văzut-o la mine și vreau să fac ce fac eu basic dacă mă grăbesc sau așa. Încerc să dau ambalajul jos în caz că vă întrebați, pentru că mi s-a terminat, trebuie să-l deschid pe ăsta nou. Și prima oară o să punem aici pe pleoapă niște concealer. Cred că ar trebui să vă dau un pic mai aproape să vedeți și voi ceea ce fac, deși arăt foarte dubios și îmi pare rău, dar n-am încotro. Asta e situația. Voiam să testăm sincer și crema pe care am primit-o, dar m-am dat cu SPF acum
o oră și abia a intrat el în piele, so ok, și blenduim să fie aici blend total, să acoperim vene, cearcăne, lipsa somnului și toate cele. Și dacă îmi fac machiajul ochilor prima oară, să știți că eu nu mai stau să mai și fixez cu pudră, vin direct cu fard după aceea. Și o să vă rog să-mi scuzați pensulele, pentru că unele dintre ele nu le-am mai spălat, nu am avut timp, că m-am machiat ieri și se lavim. Ok, acum că am acoperit, o să iau paleta aceasta de la Huda. Aceasta este cam paleta pe care o folosesc eu în mare parte a timpului, dintre cele două palete ale mele, că celelalte am scăpat de ele. Și o să folosesc nuanța aceasta, o să o pun în pliu, după care vă zic asta pentru că o să fac off camera, ceea ce vă zic aici. Deci pun asta în pliu și difuzez foarte bine, după care vin puțin cu nuanțele astea două, asta mai spre interiorul ochiului și asta mai spre centru, mai spre spatele pleoapei, ca să zic așa, nu știu cum să explic. Deci asta de aici o să o pun mai mult în zona asta, iar asta o să o pun fix aici și puțin pe centru, ca să dau senzația de ochi mai mare. Știu că arăt foarte dubios, dar am terminat cu machiajul ochilor, cam așa a ieșit. Și bineînțeles că mi-am dus cu fard și așa, dar asta se corectează, deci eu așa mă fac mereu. Și o să mai revenim la sfârșit cu fard pe pleoapa inferioară și cu creionul alb, ca să-l testăm și noi. Bine, arăt extrem de dubios, atât de aproape. Dar oricum, mie mi se pare că machiajul nu are niciodată niciun sens până nu-l finalizez. Și o să folosim acest fond de ten de la L'Oreal True Match, pe care abia vi l-am arătat în comanda de la Notino. Și îmi place când e așa curățel și știu că nu o să mai fie. În general îl aplic pe mână, dar acum nu vreau să mă murdăresc că o să am nevoie și nu mă duc la baie să-mi iau șervețele. Și îl aplic așa direct pe burețel, deși știu că nu e ok, pentru că se duce foarte mult produs în burete, practic. Mie îmi place fondul ăsta de ten, m-ați mai întrebat despre el. Ei bine, să știți că are acoperire mică spre medie, adică nu e în acela full coverage și nu recomand pentru tenul gras, că nu o să reziste. Este așa foarte dewy. Pentru mine este foarte bun. Acum eu am tenul uscat și nu-mi place să am nici tenul încărcat. Mai degrabă, fie și un coșulez dacă l-am, îmi place să se vadă pielea, să văd că am textură în piele. Niciodată mi-au plăcut fondurile de ten full coverage. Deci, efectiv, pentru mine alea au fost coșmarul vieții mele și dacă aș fi make-up artist, aș folosi din acela și doar când e faza de nuntă sau ceva să reziste foarte, foarte mult, dar chiar și așa, nu știu, aș căuta alte soluții decât să pui, efectiv blochezi porii. Și legat de asta vă zic un lucru, când am fost mireasă, apropo, mie nu prea mi-a plăcut machiajul pe care l-am avut eu de mireasă, mi se pare că nu prea m-am înțeles cu fata aia și nici fata aia cu fața mea. La un moment dat mi se părea, în timp ce mă machia, că își bate joc de mine, nu știu, ea e foarte talentată și nu am nimic cu ea, dar mi se părea că nu ține cont efectiv de trăsăturile mele, de tenul meu. Și vreau să spun că după nuntă, aici voiam să ajung, după nuntă, când m-am demachiat și eu pe la 5-6 dimineața, nu știu cât era, efectiv din fața aia mea curată, am avut grijă de ea efectiv zile întregi, dacă mă credeți, săptămâni înainte de nuntă, și tot nu a arătat cum am vrut eu, pentru că toamnă și pentru că am făcut nuntă în septembrie și prin în septembrie eu am foarte mari probleme cu coșurile în perioada aia, așa am eu câteva probleme, ca să zic așa, ale tenului, hormonale mai mult, toamna și primăvara, și în general e septembrie-octombrie, atunci efectiv pufnesc de coșuri, și martie-aprilie, cam așa. Uneori chiar și în mai. Și vreau să spun că după ce m-am demachiat atunci dimineață, după nuntă, aveam fața plină, plină de coșuri. Efectiv, dar nu plină de coșuri, plină de comedoame, adică coșuri în acelea dureroase sub piele. Și a fost groaznic pentru mine. Nu știam ce fond de ten a folosit și aș spune că a folosit unul full coverage, dar dacă stau să mă gândesc la rezistența lui, mie mi s-a părut că n-a rezistat, pentru că era, cred că, 1 noaptea, sau cel puțin când au adus tortul, nu știu cât era ceasul. În pozele de atunci se vede efectiv că pe frunte nu mai aveam nici urmă de fond de ten. Deci fondul meu de ten era doar o amintire plăcută, cel puțin în zona aia. Și eu nu sunt genul de persoană care să transpir, să zice, Zailinca, dar ai transpirat și normal că se duce. Eu nu sunt genul de persoană care să transpir și dacă am transpirat a fost foarte puțin. Am avut grijă, am stat la aer, am încercat să-mi fac retușuri în baie, dar trebuie să ai și ce să retușezi, pentru că dacă ți s-a dus în mare parte tot. Da, mă rog, o să vă mai povestesc despre asta când o să facem clipul cu nunta, că am tot primit sugestii în ultima perioadă. Aplic concealerul și sub ochi, bineînțeles, ca să aplic. Eu aplic destul de mult, că am cearcăne și, na, plus că ce rămâne dau și pe zonele acestea mai înalte ale feței. Mai aplic uneori și pe aici și am eu niște coșulețe, mi-a ieșit unul efectiv aici, baban, s-a mai astupat puțin.
Prefer să pun așa concealer pe ele în parte sau să le astup cu ceva înainte de fond de ten decât să-mi pun un fond de ten în acela full coverage, îmi dau seama că arăt foarte frumos și să-mi blochez toți porii și a doua zi să-mi nasc coșul pe față, lasă, că mă simt bine cu tenul meu și fără. Doamne, efectiv e atât de fain când folosești un burețel nou și bun, mă refer, apropo, îmi place până acum burețelul extrem de tare. N-am ajuns la celelalte produse, dar burețelul este un must, vă super recomand. Și văd că acum, în timp ce mă machiez, tot am probleme cu bateriile de la camere. Practic niciuna, cred că nu a fost încărcată, dar nu înțeleg cum, că știam că una este și le tot schimb. Așadar, dacă o să se oprească la un moment dat, o să-mi termin machiajul de sub ochi fără. Și haideți să mai discutăm una alta, să vă mai spun ce să vă mai spun, pentru că oricum filmez daily vlog acum și nu am ce să vă zic de zilele astea, că vă zic acolo. Dar dacă tot am pornit cu machiajul de la nuntă, să vă zic că și de ce nu mi-a plăcut mie machiajul meu. În primul rând, eu voiam să mă machiez la altcineva, la o tipă, ca să zic așa, una foarte șmecheră, așa, de la noi din oraș, ca să zic, la care m-am machiat pentru nunta fratelui meu. Fratele meu s-a căsătorit undeva prin... Îmi dau un pic mai la distanță. Fratele meu s-a căsătorit undeva prin 2018, tot în septembrie, ce să vedeți. M-am luat și eu după el. Glumesc și m-am machiat la o tipă care eu nu mă machiasem niciodată până atunci, mama mie să fiu eu așa divă, a ținut cont de toate preferințele mele, i-am zis că nu vreau o gene, nu mi-a pus gene, i-am spus că vreau ceva foarte simplu, mi-a făcut ceva foarte simplu și m-a făcut efectiv o păpușă, o prințesă extrem de naturală și de frumoasă și eu voiam la ea, doar că s-a nimerit fix în perioada aia ea să nu fie în țară. Vă dați seama, depresie, stres, că nu mai găseam pe altcineva, deși anul trecut noi au fost câte nunți, a fost anul ăsta, deci că a fost alaiu de nunți. Am văzut nunți în fiecare zi, în zile de sărbătoare, oh, stop it. Dar reveni, fiecare face ce știe până la urmă, asta e doar părerea mea. Ce v-am să zic? Am început stresul pentru că nu avea, bă, cine mă machiază și pe mine, tipa aia nu era, stres la cote maxime și bineînțeles că vedeți, defuzez și pe față ca să fac trecerea frumoasă între concealer și fond de ten. Și bineînțeles că am căutat și eu, ca tot omul, pe Facebook, recomandă. Și am găsit o fată care am văzut că făcea niște machiaje, ceva ce nu există, adică frumoase, dar la modul acela divin, machiaje din acelea de TikTok, se machia pe ea și mi-a plăcut foarte mult. Eram, doamne, ce tipă talentată, am zis că sigur, la ea vreau. Am întrebat-o de preț, am văzut că are și un preț cât de cât ok și mi s-a părut foarte ok când am vorbit cu ea, adică părea foarte drăguță, îmi fixez fața, scot mai întâi din linii fondul de ten, din liniile fine. Și vin cu pudra aceasta de la MUP, v-am mai arătat-o eu, aceasta este, îmi dau seama că vă arăt capacul efectiv invers, este cea mai bună pudră pentru orice tip de ten, ca să știți. V-am vorbit foarte multe ori despre ea, așa că nu vreau să insist. Și am vorbit cu ea, mi s-a părut extrem de drăguț, am zis super și o fată talentată și drăguță în același timp, păi ce-ți poți dori mai mult, Ilinca? Și s-a nimerit în ziua anunții să-mi termin părul mai devreme și eu i-am spus ei că ajung la machiaj, apropo vă recomand să vă faceți mai întâi părul și apoi machiajul, mi se pare mult mai ok așa. I-am spus că ajung la machiaj într-un interval de timp, deci nu i-am spus că vin la o oră fixă și a zis că e ok așa, că i-am spus că nu știu când termin cu părul, că asta e prioritar mai întâi, să-mi fac părul, că ăsta a fost cel mai mare stres al vieții mele, neavând păr în cap. Cred că mă înțelegeți dacă ați fost vreodată în situația asta, cum îmi fac părul, mai ales când ești mireasă, trebuie să fii gingașă. Și fiind foarte fericită, am ieșit de acolo foarte fericită de la păr, fixez și toată fața în general, pentru că o să vin cu pudra de contur și nu vreau să-mi facă pete sau umbre. Și pentru că am ieșit mai rapid de la păr, mai rapid decât credeam, m-am dus direct la ea, am luat taxiul, nu avea cine să mă ajute în perioada aia pentru că eu cu soțul nu ne vedeam, el era cu treburile lui și am spus că nu vreau să ne vedem până nu vii acasă să mă iei, nu ne văzusem de cu o zi înainte. Uitați că vă povestesc și despre nuntă, că am tot fost rugată. Și bine, că acum vorbim strict despre machiaj, că eu mă machiez. Și am ajuns la ea mai devreme și mi se pare că s-a comportat cu mine foarte aiurea doar pentru că am ajuns mai devreme. Adică cu o atitudine din aia, ceva în genul, ce cauți tu aici, nu trebuia să ajungi acum. Eu înțeleg că era duminică, dar până la urmă e problema ta, ca make-up artist, că ți-ai programat atunci o tipă. Ea vorbea în timpul ăsta cu iubitul ei, să iasă nu știu unde după, adică în timp ce m-am machiat, nu mi se pare deloc profi. Mă rog, ce m-a deranjat pe mine la ea nu a fost faza asta, că până la urmă face fiecare ce vrea în confortul casei lui. Avea un studio foarte fain, creat undeva într-un dormitor, asta mi-a plăcut la ea, adică am apreciat foarte mult. Nu spuneți că am fost cârcotașă, adică eu am apreciat-o pe ea ca persoană și încă o apreciez pentru ceea ce face.
Haideți că mi se oprise bateria la cameră și dacă tot mi s-a oprit, vreau să vă zic ce am mai făcut. Mi-am aplicat, după ce mi-am fixat cu pudră, mi-am aplicat o nuanță tot așa, pe care am aplicat-o și în priu și pleapa de jos. Și mi-am făcut conturul, conturing-ul, o să mai lucrez eu puțin la el, cu paleta aceasta de la Essence. Și acum îmi conturez și nasul în timp ce reiau povestirea. Eu i-am zis tipei de la machiaj să-mi facă ceva foarte simplu. I-am zis că eu sunt o tipă care mă machiez în general simplu, nu-mi place să-mi ies din zona de confort. I-am arătat rochia de mireasă, mi-a văzut părul, eram și cu voalul pus pe mine, ca zic așa. Iau pensula aceasta și îmi conturez puțin nasul. Și dacă vedeți că mai fac așa, e pentru că au stat pisicile mai înainte pe aici și nu prea le las în dormitor, dar au stat puțin și au făcut niște păr. Asta e, curăț după. Dar mi se pune pe față și inevitabil mă deranjează și eu îmi conturez și aici sub buză și deasupra buzei ca să dau impresia de buze mai mare, mai plump. Revenind, și ea a spus că ok, mi-am văzut rochia, a spus că e foarte frumoasă, că îmi place, mă rog, a încercat să mai vorbească una alta cu mine despre nuntă, pentru că și ea are nuntă în 2100, habar n-am. Nu înțeleg oamenii ăștia care își programează nunțile cu 500 de ani înainte, adică eu m-am hotărât în 2021, m-am măritat în 2021. Nu zic că trebuie să faci ca mine, dar totuși mie mi se pare cu maximum un an înainte, mi se pare suficient. Tu când ești în 2021 și zici că ai nuntă în 2023-2024, mi se pare așa, dar ce faci până atunci? Care nu știu ce, nu știu câte de făcut. Am organizat și eu o nuntă la vârsta de 20 de ani cu al meu soț și mai mult noi doi și nu a fost nicio bătaie de cap și indiferent de cât să invitați. Mă rog, asta e tot ține de fiecare în parte, dar pe mine mereu mă enervează subiectul ăsta când văd sau îmi dai invitație la nuntă peste 3 ani, dar poate peste 3 ani ești moartă, adică Doamne ferește, dar zic așa, nu știu, mi se pare stupid. Și îmi tot punea întrebări din asta și am zis că de ce e așa, adică nu am întrebat-o de ce e așa târziu, i-am zis că cum de s-a hotărât la data aceea, mă rog, mi-a explicat ea treburi pe acolo, mi-a arătat unde vrea să facă, mi se părea că și lungește de timp, eu mă grăbeam. Și ce m-a deranjat la ea e că nu mi-a făcut ceva extrem de simplu cum voiam, nu a fost nici complicat, dar mi se pare că ce nu mi-a plăcut, nu mi-au plăcut sprâncenile cum mi le-a făcut, mi s-a părut că mi le-a făcut prea închise la culoare, pentru că eu sunt un șaten deschis spre blond și ea mi le-a făcut oricum spre zona aia de un șaten mai închis și eu nu sunt așa, adică eu am șuvițe de blond pe mine, nu pot să pui, adică nu poți să-ți bați joc așa de un om pentru că n-ai tu chef, că e duminică și tu voiai să dormi. Ce să vedeți? Așa s-a nimerit să am și o nuntă pe 26 septembrie. Mă rog, pe mine mai nerva vibe-ul ei de când m-am dus acolo, dar am încercat să privesc totul pozitiv, fiind ziua nunții tale, nu stai să fii mama mea, ci să fii îmbufnat, pentru că ești foarte exciting pentru ce o să urmeze. Apoi, un lucru care m-a deranjat extrem de tare este că eu nu port gene false în general, nu-mi plac și mă enervează, dar mi-am comandat, de fapt nu mi-am comandat, soțul meu mi-a cumpărat cadou când am făcut 20 de ani, deci acum mult timp, niște gene de la Monica Palcău pe care eu nu l-am folosit acasă, de la Lush Beauty. Dacă știți, eu admir foarte mult pe Monica Palcău, sunt cele mai bune gene ever, mi le-am luat potrivite pentru pleoapa mea, eu am pleoapă căzută, ochi micuți, am zis, ei, perfect. Și am rugat-o să mi le pună pe acelea. Ea a venit cu... Cred că a făcut chestia asta, n-a vrut să mi le pună pe alea, de frică că nu cumva să-i dau mai puțin bani la machiajul de mireasă, pentru că machiajul de mireasă cu gene false era ceva mai scump, nu știu, în plus, cu 30 de lei, cu 50 de lei, habar, cred că cu 50, dacă nu mă înșel. Și eu cred că de aia a făcut chestia asta și n-a vrut să mi le pună pe alea și să vă zic motivul pentru care n-a vrut să mi le pună pe alea, că sunt murdare și trebuie să curățate. Eu mă jucasem cu ele acum ceva timp, nu știu, prin vară, când încă cochetam cu ideea dacă să mă machiez sau nu singură la nuntă, dar după mi-am dat seama că la cât de stresată îs, e foarte posibil să nu-mi iasă, că eu așa pățesc. Și m-am jucat puțin atunci cu ele și le-am pus și trebuie să recunosc că le-am curățat. O singură geană, când mi-a arătat ea, avea într-un colț foarte puțin, din aceea, am uitat cum se numește, mereu uit, adeziv. Foarte puțin adeziv de gene, dar foarte puțin la modul că dacă luai o pensetă atunci, în momentul ăla, sau luai două unghii, puteai să scoți. Puteam să fac asta în timp ce ea făcea nu știu ce la ten. Și nu a vrut și a zis că îmi pune ea nu știu ce gene. Genele ei au fost atât de inconfortabile și mi-au intrat în ochi, încât până și cel care ne-a filmat la biserică m-a întrebat dacă mă deranjează geana, pentru că în continuu făceam așa. Și sinceră să fiu, după ce am ajuns la local și am așteptat să vină toți invitații, fix înainte de a dansa dansul miilor, i-am spus iubitului meu că mă duc la baie și m-am dus la baie efectiv cu vară mea și mi-am scos, efectiv mi-am smuls genele alea și am stat toată seara fără gene, mi-am luat rimelul din mașină și m-am dat așa cu multe straturi de rimel să pară ochii mai mari și să par mai trează și asta a fost. Deci efectiv nu, am zis că nu și nu și nu, eu nu stau cu genele alea. Deci asta m-a enervat cel mai tare, pentru că tu îmi pui niște gene standard care pe mine mă enervează, da? Și eu am venit cu genele mele de acasă și vreau și chiar eram, da, îți dau
bani extra, femei, nu mai punem ce gene vreau eu să-mi pui. Adică e atât de greu să înțelegi că am dorințele mele. Îmi dau seama că par foarte revoltat acum, dar vreau să vă povestesc și despre lucrurile astea mai puțin bune, că au existat, de ce nu? Bine, mai mult legate de mine, că în rest a fost tot foarte bine. Haideți să testăm mai întâi creionul acesta de ochi, pentru că e un clip despre ochi, nu despre nuntă, despre ochi, despre machiaj, nu despre nuntă. Deci este un creion alb și o să-l aplic pe linia apei. Ia stați să vă dau un pic mai aproape, să văd dacă pot să fac asta fix pe cameră. Wow, ce ochi albaștri am! Da, nu știu dacă o să pot să fac eu asta pe cameră, că mi se pare că nu văd absolut nimic și e foarte frică să nu-mi bag creionul în ochi. Wow, dar ce cremoase sunt și ce ușor se aplică. Wow, îmi dau seama că am făcut o mare bătaie de... o mare mâncare de pește. Haideți că mă uit puțin aici și așa. Sper să vă vedeți și voi totuși. Afară stă să plouă, efectiv, și s-a înnorat, adică nu mai este soarele la pe care... care era când am deschis camera, v-am zic, pe care l-a prins la început și mi-a ieșit orice altceva. Ok. Mamă, dar mi se pare că mi-a lungește ochiul foarte tare, în primul rând. Haideți că aplic și pe ochiul acesta și după să vedem, poate iau... E foarte cremos și e foarte ușor de lucrat cu el, dar totuși mi se pare că e puțin problematic dacă e atât de cremos, că se duce foarte rapid în jos, în sus, în stânga, în dreapta și sunt foarte curioasă și cât rezistă. Da, așa, pentru niște poze, pentru treburi, eu cred că merge foarte bine. Să tac un pic, că nu, încă nu m-am prins că atunci când lucrez la ochi și la buze trebuie să tac. Cam așa. Cred că se vede bine la voi acolo. Cam așa, o să-l blenduiesc eu puțin, nu rămâne așa. Dar, așa, ca efect, mi se pare că dă un efect de ochi foarte deschis. Foarte, dar foarte deschis. Îl blenduiesc și după vedem, dar mi se pare că v-am pus foarte așa. Așa, gata, uitați ce frumos stați. Haideți să testăm și rimelul și ca să fie așa foarte fair play, să zic așa, nu o să-mi ondulez cu gene. Nu o să-mi ondulez genele cu undulatorul ca să vedem exact ce poate să facă, dar până atunci stați să iau o pensulică mică cu care mi-a aplicat fardul. Pe pleapa de jos mai înainte, asta e, de la Ebelin, o am de ani de zile, vedeți că am aplicat fardul maroniu cu ea și vreau să blenduiesc puțin creionul acesta alb, că mi se pare că am venit un pic mai jos cu el, mai jos decât trebuia. Știu că fac niște fețe foarte dubioase, dar that's me. Așa îmi place, să știți, adică îmi place efectul pe care mi l-a dat de ochi mare, de ochi deschis, de om treaz. Mi-ar fi plăcut ca albul ăsta să ducă mai mult într-un alb nude, dacă știți la ce mă refer, un alb mai nude, parcă e un alb mai albăstrui, ceea ce nu e rău că merge cu culoarea ochilor mei, dar așa mi-ar fi plăcut mie. Acum, socoteala de acasă nu se pacă cu cea din tăr, da, am zis eu bine. Bun, și să revenim. Aici m-a enervat pe mine foarte tare, în momentul ăla am crezut că plec și mă duc undeva, cam așa are perișorii. Wow, îmi place că e foarte mică, eu am vând ochii mici și mereu am o problemă. În momentul ăla am zis că mă duc undeva afară și mă machiez efectiv singură și nu-mi trebuie absolut nimic, dar eram conștientă că am nevoie să ajung cât mai rapid. Mă rog, într-un final a fost totul bine, doar că m-a deranjat sprâncenile alea, mi s-au părut că mi-au năsprit răsăturile și văd asta și în poze. Faptul că a folosit după un spray, cred că asta nici n-a făcut machiajul să reziste, un spray care era menit să dea un glow. Un anume glow la ten ca să strălucesc, pentru că eu am tenul mai tern și aplicând și un kilogram de pudră cât a pus ea acolo, mi se părea că toată hidratarea pe care mi-o aplicasem eu în ultimul timp era dispărută. Apropo, care e problema make-up artiștilor? Și înțeleg atunci când îți vine o tante sau o fată care nu-și face rutină de skincare, înțeleg că vrei să o demachiezi mai întâi cu apă micelară și toate alea, după care să-i aplici produsele tale, dar eu i-am spus că mi-am făcut rutina de skincare, mi-o făcusem, nu știu, cu două ori înainte, fix înainte să merg la păr și era tenul foarte curat, hidratat, cu creme de ale mele și m-a demachiat cu apă micelară. În primul rând, apa micelară se demachia, adică se clătește și n-am fost clătit atunci. După care mi-a aplicat ea niște creme de ale ei și mie nu mi-a plăcut extrem deloc, pentru că cremele ale ei mi se pare că mi-a făcut fond de ten, să nu reziste și nici nu mi-au hidratat tenul și efectiv era tenul extrem de tern, dar ca să revenim, mi-a făcut... mi-a dat cu spray din acela pe față, cred că din ăla glowy și efectiv nu mi-a rezistat machiajul aproape deloc pe ten. Iar machiajul meu era doar o amintire, e ca și cum m-aș machia acasă, știți? Și cam câte ori m-a ținut, atât m-am ținut și acolo, nu știu, machiajul cred că a fost punctul care m-a enervat cel mai mult la nuntă. Părerea mea că deja m-am murdărit.
părerea mea că ar fi putut face lucruri mult mai bune cu fața mea și cu trăsăturile mele, chiar dacă... Adică ar fi putut să mi le pună în evidență, cam asta e ideea, nu? De-aia vin la tine ca make-up parte să-mi pui în evidență trăsăturile. Vedeți că m-am urdărit un pic aici. Aici și iată, și văd că este un punct pe cameră. Gata. Bun. Îmi place rimelul ăsta, dar să știți că nu dă un efect, că, nu știu, wow sau așa, dar e fain că nu lipește genele. Asta e super fain. Și să vedem cât rezistă. Sunt foarte curioasă dacă pică sau ceva. Și cred eu că ar mai veni bine un strat, așa că o să mai dau un strat de rimel. Și da, asta a fost experiența. Probabil au fost mai multe lucruri care m-au deranjat la machiaj, dar astea au fost alea dureroase, buba. Mi-a plăcut așa ce a încercat ea să facă cu ceva, un mov acolo, care movul în general mie mi-accentuează cearcănii, dar merge foarte bine cu culoarea ochilor, cei drept, îmi scoate foarte bine ochii în evidență. Un mov foarte subtil și foarte puțin, așa un pic de SIDEF mov, nu mă referiți că mi-a pus culoare mov. Nu a fost rău machiajul, doar că au fost unele puncte care mie nu mi-au plăcut. Mi se părea, mi s-ar fi părut că m-ar fi pus în evidență mult mai mult cu un alt gen de machiaj și un alt gen de tehnică. Tehnică pe care am văzut că la alte fete, femei le-a folosit. Adică că m-am uitat pe pagina ei și am văzut, mi-a plăcut. Mie îmi place așa să mă interesez despre machiaj, tehnici și la la la. Eu i-am arătat și un model când m-am dus acolo de cam cum aș vrea machiajul, tenului mă refer. Și nu mi s-a părut că a făcut ceva. A zis că a înțeles, că e foarte simplu, că nu știu ce. Și atât de simplu a fost încât s-a mișcat și extrem de greu. Toată lumea m-a aștepta că trebuia să mă îmbrac, că trebuia să fie că vin fotografii și toate alea. Dar într-un final a fost totul bine. Am ajuns la timp acasă, am avut noroc că n-a trebuit să iau taxiul. A venit cineva după mine. Bineînțeles că iubitul meu a reușit să vorbească cu cineva, să vină să mă ia cu un văr de-al lui și asta a fost o binecuvântare. Haideți că mi-am aplicat rimelul, m-am mai murdărit eu, dar aștept să se usuce ca să șterg. Cam așa arată, mi se pare foarte fine. Aștept să se usuce. Cred că o să trebuiască să mai aștept puțin să se usuce produsul în sine, dar în schimb îmi place foarte mult. Deci dacă nu pică și îmi dă efectul ăsta de la două straturi, mie mi se pare foarte ok. Și îmi place că și cu albul ăla dă senzația de ochi mai mari, ochi mai deschiși. Știu că par foarte creepy uitându-mă așa la voi, dar trebuie să vă arăt și detaliile acestea. Și cred că o să trec să mă dau cu blush și după o să-mi fac off-up camera sprâncenele. Dar revenind, stați un pic să vă mut că așa, iar am divagat. Sfatul meu ar fi că dacă vă alegeți să vă machiați la altcineva și să nu vă machiați voi, ar fi o idee foarte bună să faceți o probă înainte. Să-i spuneți, vreau să vin cu o săptămână înainte, două, trei, cum știți voi, și să le spuneți, aplică blushul acesta de la farmacie cu pensula asta care săraca nu mai are coadă. Asta e, s-a întâmplat. Ar fi să mergeți să vă faceți și să-i spuneți că vreți să faceți o probă la machiaj, că poate nu-ți place cum machiază persoana aia și e un fiasco total și mai bine așa. Aplic puțin, bag puțin pensula, după care scutur pe mână ca să mă asigur că nu-i foarte mult și l-aplic cumva așa, pentru că dacă l-aplic aici o să pară cam fața grasă și intenția mea e să par mai slabă, nu mai grasă. De aia mă machiez, nu? De aia ne machiem noi femeile, să pare mai frumoase și mai slabe. Mi se pare că nu e așa pigmentat. Dar stați mă uit și în oglindă, că așa pe cameră cred că oricum trebuie să aplic un kilogram. Ba nu, se vede, se vede bine. Haideți că se vede așa foarte subtil, un pic așa de prinții. Dar o să aplic puțin mai mult de dragul de a vedea și voi, că acum a venit și foarte multă lumină și îmi dau seama că nici contouring-ul, care credeți-mă că este acolo in your face, nu mi se vede așa bine. Da, asta ar fi o sugestie de-a mea. Oricum, într-un final e totul bine când se termină cu bine, dar ca să vedeți că sunt și ofuri ale mireselor. Și, na, oricum am zis că de acum orice ar fi, nu mă mai machiez la nimeni nici pentru ce o să mă urmeze, never ever. Dar să știți că, prințese, doamne, ca mirese e foarte important, aplic puțin și aici, puțin și pe nas, ca să pară așa foarte drăguțică. Ca mirese e foarte, foarte important să vă placă machiajul vostru, pentru că o să stați toată ziua la poze și o să fiți în centru atenției. Și voi, dacă nu vă simțiți confortabile, cum am fost eu cu genele, de exemplu, că la comunia religioasă tot lăcrimau ochii și cu genele alea, vai, a fost ceva horror. Cam așa arată blush. Cam așa. Îmi dau seama că nu vedeți voi foarte multe la cameră, pentru că, na, lumina e destul de proastă. Dar o să încerc să iau pensula aceasta de contouring, să mai blenduiesc puțin. Nu știu de ce, nu mi s-a blenduit aici. Ok, bun, 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 mai bine. Parcă e un pic mai bine. Eu zic că am aplicat suficient blush cât să vedeți și voi. În viața reală aș aplica puțin mai puțin, dacă mă credeți. Dar mi se pare foarte frumos blush-ul ăsta. Deci vreau să vă arăt paleta cu care să înlocuiesc eu acest blush. Este asta de la Revolution. Arată groaznic și eu am de 2 ani și. Deci așa arată. Le-am folosit mai pe toate, mai puțin astea de aici. Și mi-a plăcut mult, dar
gata, deja și-a schimbat și mirosul de câteva săptămâni luni și numai. Bun, ce mai trebuie să facem ca să vedem ce produse trebuie să mai folosim? La buze știu că avem să ne jucăm mai mult. La ochi am folosit, cred că oricum mai trebuie să-mi fac... haideți să mă dau cu highlighter până vă mai povestesc un alta. O să-l folosesc pe acesta, că toată lumea mă întreabă. Ăsta e highlighterul pe care îl folosesc, este de la Catrice. Și vreau să vă arăt că îmi place atât de mult încât am folosit extrem de mult din el. Eu când mă dau cu highlighter nu mă încurc, adică ori mă dau, ori nu mă dau. Stați să vă dăm un pic mai în spate. Și o să trebuiască doar să mai dăm cu ruj după și o să-mi fac eu sprâncenele de asta off-off camera, că am nevoie de, de mai multă concentrare. Aplic mai întâi puțin pe nas, puțin aici fix între ochi. Așa, și aici, bun. Eu mi-aș fi dorit ca machiaj de mireasă, ceva destul de intens la ochi, dar nu foarte, cât să-mi facă ochiul să pară mai mare și atunci mi-a aplicat și ea creion pe linia apei, că i-am spus că îmi place ideea asta să apară cam ochi mai mari și voiam ceva foarte subtil, genele pe care le aveam deja pentru că îmi stătea foarte bine cu ele, nu zic că cu celelalte mi-a stat urât, dar au fost foarte inconfortabile și țapene și se vedea cumva lucrul ăsta că erau țapene, dar am scăpat eu de ele pentru că... Așa mă duce pe mine capul în general. Da, eu am niște idei foarte nebune atunci când sunt în situații de genul și lucrurile astea uneori mă ajută, alteori nu prea. Dar mă rog, sunt curioasă de experiențele voastre atunci când ați fost mirese. Știu că multe persoane sunt mult mai în vârstă comparativ cu mine. Cred că atunci nu se machiau femeile sau se dădeau cu creion negru pe linia apei și cam atât. Dar în ziua de azi când există atâtea tehnici să fii superbă, e păcat. E păcat să dai peste cineva care nu știe să spună trăsăturile în evidență. Nu zic acum că-s vreo prințesă și am nu știu ce trăsături, dar totuși nu am... Am trăsături de femeie, cum au toate femeile, indiferent că ești mai frumoasă, mai înaltă, mai suplă, mai grasă la față, că ai ochii mai căzuți, mai mari, negri, albaștri, verzi, toate suntem femei și avem trăsături feminine, nu? Și trebuie să ne punem trăsăturile în evidență. Nu toate avem ochii mari, pleopa aia lată pe care poți să te joci tu ca make-up artist, buzele alea super. Superbe, mari, late, plump. Asta e, ne mai descurcăm și cu ce avem. Dar așa, per total, nu m-aș mai duce la persoana respectivă. Nu pentru că nu mi-a plăcut mult ideea ca temperament, ci pentru că nu mi-a plăcut mie machiajul și nici nu a rezistat. Bun, haideți că-mi fac sprâncenile off-off camera și poate mă întorc mai puțin cărcotașă, da? Ăsta e subiectul, ce se fac. Haideți că mi-am făcut și sprâncenile. Mai bine zis, am făcut ce am putut din ele, pentru că trebuie să merg la pensat și sunt groaznic sau prea lungit aici, mă rog. Le-am făcut în cele din urmă să vă arăt cu ce produse, oricum produsele pe care le folosesc aproape mereu. În primul și în primul rând creionul acesta de la Maybelline Brow Ultra Slim. Sper eu să vedeți acolo, așa. Și rimelul acesta de la Rimmel London, rimel de sprâncene pentru fixare. Mi se pare că e nuanța cea mai deschisă sau undeva la mijloc. Oricum le găsiți în DM-ul, wow, câtă lumină. Și ne rămâne să ne jucăm cu rujulețele. Nu știu pe care să-l aplic, o să fac swatch-uri la toate pe care le păstrez. Deci ăsta, cum v-am mai spus, din setul acela o să-l dau deoparte. Pentru că vreau să-l dau cadou. Trebuie să testăm și creionul de buze. Mai avem rujul acesta, tot așa primit cadou de un roșu superb. Îmi place mult roșu, ăsta e un roșu care duce mult în burgundiu. Deci până acum avem 3 variante, 4 variante. Deci avem 4 variante de ruj, dar haideți mai întâi să facem conturul în buze. Sunt foarte curioasă dacă creionul ăsta e cremos. Până acum mi-au plăcut toate produsele. La sfârșit o să fac și un clasament și o să vă zic care mi-a plăcut cel mai mult și care mi-a plăcut cel mai puțin, dar niciunul nu m-a dezgustat până acum. O să încep să-mi fac conturul buzilor, așa că o să trebuiască să tac un pic, nu-i așa, Elinca? Doamne, ce senzație faină e când ai creion nou de buze. A meu era dus, săracu. Vorbesc foarte ciudat, îmi dau seama. Dacă greșiți, nicio problemă, la sfârșit veniți cu puțin corector și o să facem să conturăm calumia. Și voiam să vă zic că rimelul ăsta e foarte rezistent. M-am chinuit o grămadă să-l șterg de, de jos. Chiar dacă era uscat, nu voia să se dea. Deci eu încă sper să nu fie waterproof. Mie nu-mi plac rimelurile waterproof, dar hai. Doamne, dar creionul ăsta e extrem de cremos. Nu știu dacă vă dați seama din liniile pe care le fac eu aici, dar sincer aș putea să rămân doar cu el pe buze și nuanța e ce trebuie. Deci căutam nuanța asta de foarte mult timp. Este așa un, cafea cu lapte superb. Superb! Depășim puțin conturul. Se pare că suntem mai buzate decât suntem de fapt. Dar foarte puțin să nu se vadă urât. Să fie ceva foarte subtil, așa la milimetru.
Deci de când zic că mi-ar trebui și mie un birou sau o măsuță de machiaj, ca să nu mai stau să mă machiez pe pat. Eu în general mă machiez pe pat fie la oglinda din fața patului, fie mă machiez la baie. Îmi duc toate socotelele acolo în baie și încep să mă machiez, da. Știu, foarte, foarte, nu e deloc profi, știu lucrul ăsta, dar nu am momentan niciun birou și nici unde să-l pun, că îl iau, nu e o problemă, dar n-am efectiv unde să-l pun. Mi-aș face și eu o măsuță de machiaj, da, visuri de ale mele. Deci, efectiv, sprâncenele mele trebuie grav pensate, dar grav. Și nu exagerez când zic asta, pentru că zici că am 3 sprâncene într-una și mie nu stă foarte bine cu sprâncenele groase. Nici subțiri, dar nici groase. Mai corectăm așa una alta când vedem și plus că una e mai groasă decât cealaltă și asta mă scoate din sărite la propriu. Bun, până acum, cremul de buze, îmi place. E foarte fain, foarte cremos, nuanța e ceea ce trebuie și dacă mă credeți, am luat-o așa pe ghicite, nu știam ce nuanță să-mi iau. Și am văzut-o pe asta și am zis, parcă seamănă cu ce aveam eu cândva. Haideți că o să încerc să stau mai dreaptă, să nu mai stau așa gheboasă. Foarte cremos, nu știu cât de rezistent e, dar e un creion de buze până la urmă. Bun, deci creionul recomand din suflet, merge foarte bine. Și creionul și burețelul cred că m-a impresionat cel mai mult până acum, dar și rimelul îmi place foarte tare. Nu cred că o să fie așa bune produsele de la farmacie. Ce am făcut pe aici prensate, nu vreți să vedeți, dar bine că nu vedeți. Le-am trântit pe toate la propriu. Și acum avem nevoie de rujulețe, care să fie, care să fie. Dacă ați fi lângă mine, v-aș întreba, dar nu sunteți. Roșu, haideți că roșu am tot testat, o să le fac swatch după ce mă dau cu ruj. Aș rămâne dintre astea 3, nude, nu că m-ați mai văzut, dintre astea 2. Acum să-mi spuneți voi în comentarii cu care ați vrut să mă vedeți de fapt și de drept astăzi. Parcă aș merge pe rozul ăsta. Îmi place cum arată și nu cred că am avut niciodată o nuanță, așa că haideți să-l testăm. Scurează foarte mult de pensulă, cam așa vine. Și de formulă foarte tare. Mie nu-mi plac rujurile acelea care vin așa baton, îmi plac astea care vin cu aplicator. Și mi se pare unul foarte finuț. Oh. Știu cât de bine mi se potrivește mie rujul ăsta, parcă pare un pic așa de pițin. Când e vorba de buze și de ochi, trebuie să fie liniște maximă, pentru că altfel mie nu-mi iese nimic niciodată. Uneori îmi iese și în gălăgie, dar rar. Bun, rujul. Anterna de aplicat. Rujul ăsta l-am văzut pe o altă persoană și se vedea mult mai bine decât se vede pe mine. Mi se pare că mă pițiponcește în ultimul hal și nu zic asta cu într-un sens peorativ, ci pur și simplu mi se pare că ar merge foarte bine pe un alt tip de, nu musai piele, că pielea mea e ok, dar pe o fată poate blondă, nu știu, un blond mi s-ar părea foarte fain. Să-mi spuneți ce părere aveți voi în comentarii, cum îmi stă cu nuanța asta, pentru că vreau să țin cont și de părerile voastre, dar dacă nici vouă nu vi se pare că mi se potrivește foarte bine, având în vedere alte rujuri cu care m-ați mai văzut dată, să-mi spuneți că am eu cui să-l dau, persoane blonde peste tot în jurul meu. Dar așa, ca să mă rezum strict la formula rujului, nu la culoare, stați că am luat pe altul. În primul rând pare un pic mai mov și mi-ar fi plăcut să fie un pic mai mov, nu atât de roz. Cam așa arată pe buzele mele, nu l-am aplicat eu cine știe ce bine, trebuie să fac niște retușuri, dar... Cam așa. Revenind, îmi place, e foarte catifelat. La textură seamănă foarte mult cu rujurile de la NYX, deci ar fi undeva medii, nu ar fi nici foarte, foarte rezistente, dar nici să nu reziste deloc, dar nici ca cele de la Maybelline nu sunt, care nu se dau jos nici cu ulei măcar. Sunt foarte catifelate și deși nu am avut buzele aproape deloc, de fapt deloc hidratate astăzi, mi se pare că nu s-a strâns foarte tare. Deși mie îmi plac liniile acelea atunci când se strânge. În orice caz, e foarte fain ca textură și aplicatorul se aplică foarte simplu. Mi s-a terminat mie bateria la cameră, de aia nu v-am arătat. Dar că am tot avut probleme astăzi cu bateriile. Dar da, parcă aș lua să mai testăm încă o nuanță, dar parcă nu, că aș rămâne cu el pe parcursul zilei. Haideți totuși să vă fac swatch-urile celelalte pe care le păstrez. Asta ar fi o altă nuanță, tot așa un roz nude. Uitați asta, cred că mi s-ar potrivi mai bine, duce în nuanța aceea de cafea cu lapte puțin și asta cred că mi s-ar potrivi mult, mult mai bine. Nu știu, în general mie nu prea îmi place cum stă cu roz pe buze. Ăsta e nude-nude, efectiv nude-nude. Haideți, asta sigur mă prinde. Pe mine nude-urile doar dacă duc prea mult în mov nu mă prind. Wow, nuanța asta chiar e foarte faină, abia aștept să o folosesc. Cred că asta e nuanța pe care aștept cea mai mult să o folosesc.
Bun. Și avem roșu ăsta pe care l-am primit cadou și care pare așa foarte fancy. Așa. Mamă, dar ce mult ia pe aplicator. Deci rămâne efectiv o dură. O dură. Dar mie mi se pare destul, pe cameră cel puțin, se vede destul de corai. În realitate să știți că e mai burgundiu un pic. Cam așa sunt rujurile celelalte. Nuanțele astea două sunt foarte încântate de ele. Nici ruj roșu nu sunt foarte mare fană, dar da. Ăsta e machiajul care mi-a ieșit mie. Acum să vă zic produsele în ordinea în care îmi plac. Nu o să mai iau de nuanța rujului, pentru că celelalte nuanțe îmi plac foarte mult și cel puțin astea două știu că sunt la textură fix la fel ca ăsta de pe buzele mele. Deci îmi plac foarte mult rujul. Toate îmi plac extrem de mult. Dar ca să iau ce îmi place cel mai mult, îmi place creionul de buze. Îmi place... nici nu știu ce produse mai am pe aici. Stați. Deci, cel mai și cel mai mult îmi place creionul de buze. Îmi place foarte mult burețelul, pentru că aplică super, super bine. Apoi îmi plac rujurile, adică modul în care se aplică și nuanțele acestea. Și apoi blush-ul și cred că pe ultimul loc creionul acesta alb. Pentru că dacă mă uit eu bine acum în oglindă, parcă a rămas așa mai mult un fel de amintire lui, așa că, ups, mă scuzați că vă tot bruschez, așa că dacă e să mă iau după rezistența lui, nu e foarte mare, mai ales că ochii mei lăcrimează în general, dar da, haideți să-mi desprind și podoaba capilară, foarte vastă, de altfel. Cam așa, vedeți, culoarea părului meu nu mi se pare că merge foarte mult cu rujul. Eu sunt un șaten spre blond cu tendințe de castaniu roșcat uneori. Nu înțeleg de unde am asta cu castaniu, dar în orice caz eu sunt șatenă deschisă și parcă rujul ăsta merge pe o blondă. Nu sunt blondă, am niște reflexii blonde. Poate că n-am eu de gând să fac șuvițe blonde. Poate să meargă mai bine și îl păstrez pentru atunci. Să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi s-au părut, dacă în general ați testat produse de la farmacii și cum vi se pare în primul rând cum stă cu acest ruj. Machiajul ochilor e ceva simplu, asta fac eu de zi cu zi, mi-a undeva la 2 minute. Dacă vreau să-mi fac ochii mai alungiți, vin cu fardul mai așa, mai spre tâmplă. Dar în rest mie îmi place foarte mult și să știți că blush-ul acela chiar se vede, chiar dacă pe cameră nu pare atât de evident. Mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Sper că v-a plăcut că am și vorbit cu voi așa tot despre machiaj, zic eu, deci despre nuntă, dar despre machiaj. Iar până data viitoare, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent, pentru că urmează un haul cu un try-on haul, de fapt, cu articole de la Sinsay. Gata, v-am pupat! Pa!